Fecioară și ascendent Fecioară. Eclipsa de soare din Scorpion se petrece în sectorul comunicării. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că poate să vină cu răsturnări de situație din privința unor decizii pe care le-ați luat. Adică cu schimbări la nivel mental, la schimbări de decizii, schimbări de idei, schimbări de opinii, chiar schimbări de perspectivă. Poate să vină cu mesaje surprinzătoare, cu vești șocante, să vă ia prin surprindere un dialog cu cineva, o întâlnire cu cineva, vă puteți întâlni cu persoane pe care, nu știu, nu le-ați mai văzut de multă vreme sau fel și fel de dialoguri de-astea care vă scot din zona de confort, dar vă fac să vă puneți semne de întrebare, vă fac să vă dați seama de anumite lucruri, să prindeți niște, cum să zic, chichițele astea, să prindeți dedesubturile unei discuții. Dar în principiu, așteptați-vă să primiți vești, mesaje, nu știu, telefoane, mail-uri care să vă ia, să vă șocheze, să vă ia prin surprindere, să vă răstoarne ceva acolo în mintea voastră, se schimbă acum ceva. Apoi, vorbind de energia Scorpionului, vă rog, renunțați la tiparele de raționament, la tiparele de gândire toxice. Toți le avem, sigur le avem, dar voi cumva le aveți accentuate. Adică voi ziceți, domnule, eu nu vreau asta și nu vreau asta pentru că mi-a intrat mie în cap că așa și așa. Ia vezi că eclipsa asta schimbă ceva. Eclipsa asta îți dă peste cap puțin tiparul de raționament. Probabil că e vorba de un eveniment și numai evenimentul îți dai seama că, bă, am gândit greșit. Am luat decizia greșită acolo. Hai să o schimb, pentru că putem schimba, da? Grijă la deplasări, apropo, și la acte. La semnat de acte, citiți contracte foarte bine. Acum, vedeți, Jupiter se întoarce în sectorul relațiilor voastre, pentru că pentru Fecioară peștele este peștii, sunt sectorul de relații, da? Zodia din față. Cât va fi retrograd, probabil că veți reevalua relația în care vă aflați, statutul vostru, de ce sunteți singuri sau de ce mai stați în relația în care sunteți, deci poate veni cu niște reevaluări. Dacă vorbim că plecați de la negocieri și acte, poate reevaluați un contract profesional, poate și dacă vi se oferă ocazia să semnați un contract important, aveți mare grijă ce semnați, mai ales săptămâna aceasta, mai ales. Deci căutați, știți, acolo în josul paginii să vedeți toate minusurile și plusurile. Acolo sunt de obicei trecute lucrurile pe care nu trebuie să le citim. Iar cu Jupiter, când revine în sectorul relațiilor, ok, retrograd o perioadă și apoi în mers direct, poate să aducă, dacă sunteți singuri, să o luăm așa, poate să aducă șansa unei noi relații. Dar cumva ar fi relația aia pe care vă doriți. Dacă deja sunteți într-o relație și v-ați certa cu partenerul, ați avut parte de neînțelegeri, vine Jupiter și pe parte le poate amplifica, deci trebuie să fiți cumva foarte, să fiți maestri în abordarea acestui tranzit, pentru că le poate amplifica problemele și ajungeți la despărțire, ajungeți la divorț chiar. Dar pe de altă parte, având în vedere că el va fi totuși în mers direct, vine și le rezolvă. Sau vă ajută, mă rog, nu le rezolvă Jupiter, vă ajută pe voi să le rezolvați cu înțelepciune mai multă, cu compasiune, cu înțelegere mai multă, punându-vă și în locul celeilalte persoane. Și profesional, da, vă spuneam, vă puteți repara o relație profesională care nu funcționează sau puteți să semnați un contract nou. Adică cu Jupiter în pești, relațional ar trebui să fie bine de aici încolo. De exemplu, relațiile pe care le-ați început până în mai. Până în mai, când mai a ieșit de aici. Și care acum nu funcționează. Deci cumva tot relațiile începute pe Jupiter în tranzit în pești, mai aveți o șansă, o mică șansă până pe 20 decembrie să le reparați, asta e cuvântul, să le reparați și să vă îmbunătățiți viața de cuplu.
Dacă sunteți singuri, profitați. Profitați și cunoașteți oamenii, ieșiți la întâlniri. Încercați să legați relații. Nu stați singuri și nu știu, speriați de cine știe ce traumă, dramă din trecut.